A posto da capo mestra posturo via, o gasca mare de colaccia o a lunga stravia. Noi luna confundati con cua menile vile, numici neo comunisti fuori de uscine. Mai bine haimana de cu trădător, mai bine de cu dictator, mai bine curar de cu activist, mai bine ce vrem aici, dar știe toată țara. Noi susținem punctul 8 de la Timișoara. Guvern fără comuniști, fără nomenclatură, și nu îndemen de colani fără colocatură. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Dumnezeu să ierte pe toți cei care au murit la Revoluție și pe fariseian care a scris aceste minunate versuri. Vă mulțumesc! Mulțumim! Atunci. Și punem, da, și la ghetele unele.
Alo? Bună! Uite! Puțin să vorbesc aici, dar da, trebuie să fim conștienți că democrația se apără în fiecare zi, după trăștica noastră. Trebuie după tot, toată perioada mea trecută, trebuie să devenim conștienți că fiecare dintre noi stă puterea să ne apărăm democrația. Și este foarte, foarte important să nu mai permitem să fim acuzați. Să sancționăm, să vedem un acord, să nu mai dăm mită, să nu mai... Ah, ba nu, că mi-au zis clar că intre, numai că nu primi, asta știu sigur, că, na, știi ce e la toate televizoarele. De asta zic, să întreb eu, dacă e la șurcer, dacă e la jumate, la câte ofi, știi? Bine. Sigur, sigur, poți până atunci să faci ce vrei tu. Și îngerașul meu. Te pup, hai că te anunți. Mersi. Avem o știre de ultimă oră. Dragnea este dat dispărut. Condamnatul nu este de găsit. Parcă merge o pahar acum, nu? Mersi. Hai unde cu mine să încercăm.
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nu, e cu toți, am murit. Mi-a murit, da. Când a ajuns pe piață, nu mai pot să fac concert. Da. Imediat, imediat. Domnule Cărtărescu, cum vedeți modificările ce au fost aduse acum recent codului de procedură penală? Piața Charles de Gaulle.10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Maxim. Ce credeți? Această victorie? Da, da, e aici, lângă noi. S-a datorat din cauza rezistenței noastre în stradă. Așa este. Rezistăm! Nu certăm! Rezistăm! Nu certăm! Rezistăm!
Paula Tăricianu și ceilalți politicieni penali și corupți. Să nu uităm! Thank you.
noastră. Unul dintre ei este procurorul Lazar. O doamnă foarte specială, care a fost și New York Times acum câteva zile, Corriere de la Sera a preluat-o, ca cea care bate spaima în corupții României, este Laura Codruța Chioveși. Tot respect! Șora! 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 Șora!
data de 10 august. Lista este lungă. Sibiu, Târgu Mureș, Arad, Constanța, Ploiești, Pitești, Brașov. Cerem jandarmeriei să înceapă să închidă măcar o stradă, fiindcă începem să nu mai avem loc. Și nu vrem, nu vrem din nou să ne trezim ca și ieri, că suntem soldați. Thank you.
uităm de inițiativa fără penale funcții publice. Cine nu a semnat, avem și partea aceea dreapta, atât în stânga și în acel colț în stânga. Vă rog, mergeți și semnați pentru fără penale funcții publice. Într-o democrație autentică, astfel de inițiativă nici nu ar trebui să existe, fiindcă bunul simț ar spune direct acest lucru. Dar din păcate trăim, sau din fericire, sau din păcate, ambele trăim în România și trebuie să ne asigurăm că nu mai avem penale funcții publice. Știri la DGFM cu Cătălin Nunu, bine ai revenit!
Bună seara tuturor! La câteva ore după anunțul privind condamnarea șefului PSD, sunt proteste din nou în Piața Victoriei din capitală, dar și în țară. S-au adunat până acum peste 2000 de oameni în fața guvernului, nemulțumiți de modificările aduse în Parlament codului de procedură penală, dar și mulțumiți de prima decizie în cazul Dragnea. La Sibiu și Cluj-Napoca sunt câte 1000 de oameni, iar la Brașov s-au strâns câteva sute. Ioana Ciurlea transmite din Piața Victoriei. Este a doua zi consecutivă de proteste după modificările aduse în Parlament codurilor de procedură penală și am stat și aseară de vorbă cu foarte mulți oameni. I-am intervievat pe câțiva dintre ei și astăzi. Spun că nu mai au foarte multă încredere în politicieni și de altfel i-am și auzit strigând aici împotriva liderului PSD, a parlamentarilor, i-am auzit strigând și aseară și acum împotriva Curții Constituționale, pentru că o altă nemulțumire a lor este decizia recentă a Curții Constituționale în privința Laurei Codruța-Kövesi. Cred că i-au auzit foarte bine și acum strigă în continuare demisia, demisia. Protestul din Piața Victoriei din capitală poate fi urmărit și live pe pagina noastră de Facebook DGFM Radio. Între timp continuăm să urmărim reacțiile pe marginea subiectului. Călin Popescu-Tăricianu a subliniat în urmă cu puțin timp că după decizia de astăzi Liviu Dragnea se bucură în continuare de prezumția de nevinovăție, valabilă până la momentul unei decizii definitive a instanței. Tăricianu susține într-o postare pe pagina sa de Facebook că a luat act de decizia în alte curs de casație și justiție în dosarul DGASPC Teleorman. El le-a transmis sutelor de mii de români care au manifestat în Piața Victoriei din 9 iunie împotriva abuzurilor și altor milioane de români care au votat în 2016 pentru un stat de drept, nu pentru statul de drept, că ALDE și PSD vor continua să promoveze acele reforme necesare pentru asigurarea reformării justiției. Liviu Dragnea, vă reamintesc, a fost condamnat în această seară la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, o decizie însă în primă instanță. Mâine, socialdemocrații se vor întâlni într-o ședință de urgență pentru a transmite un mesaj după această condamnare. Până atunci, membrii de partid au reacționat. Cât timp nu vorbim despre o decizie definitivă, statutul PSD nu obligă o retragere din funcția șefului partidului, spune senatorul Daniel Breaz. Este o decizie nedreaptă, având în vedere ceea ce s-a vehiculat în ultima vreme. E o decizie drastică și nu cred că cei care au fost implicați în acest dosar meritau astfel de decizie. Atunci când va fi o decizie definitivă, totul va fi în regulă și cei care au fost implicați în acest dosar și au fost acuzați vor fi achitați. Vorbim în statutul PSD de condamnări definitive și atâta timp cât nu avem o condamnare definitivă, nu putem să discutăm despre o retragere dintr-o funcție sau un anumit membru al partidului să ia o anumită decizie în privința sa. Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat și el, spune că al treilea om în stat trebuie să demisioneze. Fostul șef al statului amintește de condamnarea penală definitivă a lui Dragnea. Nu mai poți administra discreționar țara și trebuie să demisionezi din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Acum, la PSD n-aveți decât să faceți ce vreți, concide Băsescu. Dacian Cioloș a transmis și el pe pagina sa de Facebook că șeful Camerei Deputaților trebuie să renunțe la orice pârghie de putere. Un politician cu două condamnări în justiție nu poate să mai stea în fruntea României și să dicteze politica penală a statului, a comentat liderul Mișcării România în urmă cu puțin timp pe pagina sa de Facebook. Decizia din această seară nu este una definitivă, poate fi atacată cu apel. Judecătorii l-au găsit așadar vinovat pentru instigare la abuz în serviciu pe Liviu Dragnea. Concret, procurorii l-au acuzat că pe vremea când era președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea a girat angajarea la DGASPC a două persoane care de fapt lucrau pentru organizația PSD. Prejudiciul în acest caz e calculat la 186.000 de lei. Pronunțarea a fost amânată până acum de 3 ori. Ne reamintește acest dosar și parcursul său acum în direct, Mihaela Gioga. Bine te-am găsit, Mihai. Bun găsit! Ancheta în acest dosar a început în martie 2016. Atunci, șefa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Floarea Alesu, și patru subalterni, între care și fosta soția lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodan, au fost pus sub acuzare. O lună mai târziu, în aprilie 2016, procurorii au extins investigațiile și pentru Liviu Dragnea. În iulie 2016, procurorii au finalizat ancheta și dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea Supremă. Numărul inculpaților a crescut și alături de Dragnea
și fosta soție a acestuia, alte 9 persoane au ajuns în boxa acuzaților. 3 dintre ei și-au recunoscut vina și au cerut să fie judecați în procedură simplificată. Între timp, în septembrie anul trecut, unul dintre judecători s-a pensionat, astfel că procesul a fost reluat de la zero. Au fost reaudiați toți martorii și inculpații, iar la ultimul termen, chiar procurorii DNA au cerut ca Bombonica Prodana, soția liderului PSD, să fie scoasă din proces, întrucât și-a achitat prejudiciul. Franța a trecut de grupele preliminare ale campionatului mondial de fotbal din Rusia și trimite acasă Peru. A fost 1-0, gol marcat de Mbappé. Australia și Danemarca au încheiat celălalt meci din grupă la egalitate și își dispută locul al doilea calificant. Peste o oră, meciul dintre Argentina și Croația. Despre vreme acum, mâine cod galben de ploi abundente până spre seară, în jurul orelei 23, vor fi averse la deal, la munte, în vest, nord și centru, iar local cantitățile de apă vor depăși 50 de litri pe metrul pătrat. Maximele se vor situa între 19 grade în depresiuni și 34 de grade Celsius în sudul țării, în București maxime în jur de 31 de grade și averse mai spre seară.
Marș afară, trebuie să-l desară, marș afară!
în momentul în care avem un stat parțial capturat și datorită faptului că avem televiziuni, în special două televiziuni care mint și informează masiv, și un Consiliu Național Audiovizualului care nu-și face treaba. De aceea este foarte important, căutați și voi pe internet, sunt multe companii care încă au publicitate la Antena 3 și la România TV. Mergeți pe paginile lor, dați-le recenzii și spuneți-le să nu mai financeze niște canale TV, să nu mai financeze minciuna. Exact. Care este mesajul vostru pentru Antena 3? Show, rock, show.
foarte important și, repet, schimbarea stă în fiecare dintre noi. Am învățat ce se întâmplă dacă nu mergem la vot. Am învățat ce se întâmplă dacă lăsăm pe alții să voteze locul nostru. În România, cel mai mare partid este partidul oamenilor care nu au fost la vot. Acela este cel mai mare partid. De aceea, având în vedere că am ajuns în momentul ăsta de criză, în care țara asta a ajuns să fie capturată de un grup infracțional organizat condus de Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăricianu, este foarte important ca liderii opoziției să se unească într-o coaliție anti-PSD. Și trebuie să cerem demisia guvernului anticipate și referendum pentru toți, să știm dacă suntem hoți. Am înțeles că și domnul Mircea Cărtărescu se află printre noi. Dacă dorește să ia microfonul, îl invităm mai. Văd că suntem foarte calmi, de aceea cred că trebuie să reamintim coaliției PSD-ALDE ce sentiment avem față de ei și să le cerem să se ducă în groapa de gunoi a istoriei. PSD! Ciumăroșie! Victoria este a noastră a tuturor. Noi cei 10 care am fost în Parlament,
cei care au stat în fața parcului Izvor, în fața Camerei Deputaților, și toți cei care sunteți astăzi, care ați fost în toată România și diaspora, vorbim despre noi, noi suntem România, pentru noi, pentru noi luptăm. Libertate! 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 De asemenea, am văzut aici în piață de foarte multe ori, de fapt de fiecare dată, mulți oameni care au participat și la Revoluție și la Mineriadă, oameni care au continuat să lupte și în cele mai dintreși condiții, oameni care au fost bătuți și torturați, oameni care au fost împușcați și care sunt în continuare printre noi. De aceea aș vrea să aplaudăm și golanii din 89 și 90, golanii lui Iliescu. Pentru ei, haideți, ca să mai curgă sângele noi, să cântăm împreună imnul golanilor. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât pesedist. A fost odată ca povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au atras la via. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine. 20-30 de minute, știri la Digi FM cu Cătălin Nunu. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! O ediție specială a știrilor Digi FM. Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare plus interzicerea unor drepturi pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive. Deciziile nu sunt definitive și pot fi contestate la completul de 5 judecători. Șeful PSD a fost achitat pentru acuzațiile de fals intelectual. Procurorii l-acuză că pe vremea când era președintele Consiliului Județean Teleorman ar fi aranjat să fie angajate la Protecția Socială două membre PSD care nu au trecut niciodată pe la acel serviciu. Liderii social-democrați au convocat pentru mâine o ședință a Comitetului Executiv. Este o informație de ultim moment. Între timp, atât opoziția cât și puterea reacționează după decizia din această seară. Sentința este o decizie politică, spun mai mulți lideri PSD, între care și vicepremierul Paul Stănescu. Iar ministrul de interne Carmen Dan face apel la unitate în partid. Partidul social-democrat va rezista tuturor presiunilor. Rămânem cu toată convingerea alături de președintele Liviu Dragnea, spune Carmen Dan în această seară. Ecaterina Andronescu vorbește despre nevoia de liniște în partid, convinsă că Dragnea va lua cea mai bună decizie. De cealaltă parte, opoziția spune că justiția a dovedit că nu cedează presiunilor politice. Îi ascultăm pe Dan Barna și pe Dumitru Buzatu de la PSD Vaslui. Nu e șeful meu, Liviu Dragnea este președintele Partidului Social Democrat, este coordonatorul activității. Justiția este independentă dacă îl condamnă pe Liviu Dragnea. Îi invit pe toți cei care cred că se va instala de gringolată în PSD, să fie sigur că nu se va întâmpla lucrul acesta. Nu e ușor să primești o asemenea lovitură. Justiția, domnule Buzatu, funcționează și este independentă atunci când poate să judece pe probe și pe actele din dosar și nu pe presiunile politice care timp de un an și jumătate au fost puse asupra judecătorilor și procurorilor. Și este, de fapt, un mesaj că România respiră și că România este mai mult decât interesul individual al unui infractor. În așteptarea unei reacții și din partea liderului social-democrat Liviu Dragnea, vă reamintesc declarația acestuia de la ultima înfățișare în cadrul procesului. Liviu Dragnea respingea acuzațiile. Aveți conștiința curată în această poveste? Am spus-o, asta nu este o poveste. Poate poveste pentru dumneavoastră. Pentru noi, cei care suntem tărâți în acest proces, este o experiență de viață pe care nu și-o dorește nimeni și pe care nu dă-ți la niciun dușman. Sunt oameni care au fost acolo în sară, care au viețile distruse. Aici pentru ce? Pentru niște afirmații însăilate într-un rechizitoriu făcut având o singură țintă politică și anume eu. Și mă simt vinovat pentru faptul că de asta sunt acești oameni aici. Vă spun încă o dată, nu am afirmat cu tărie nevinovăția mea, n-am comis absolut niciuna din faptele, presupusele fapte pe care DNA-ul le-a aruncat în rechizitor. Am solicitat achitarea. La câteva ore după anunțul privind condamnarea șefului PSD, sunt proteste din nou în Piața Victoriei din capitală.
dar și în țară, s-au adunat până acum peste câteva mii de oameni în fața guvernului, nemulțumiți de modificările aduse în Parlament codului de procedură penală, dar și mulțumiți de prima decizie în cazul Liviu Dragnea. La Sibiu și Cluj-Napoca, câte o mie de oameni, iar la Brașov s-au adunat câteva sute. Transmite din Piața Victoriei, Ioana Ciurlea. Este a doua zi consecutivă de proteste după modificările aduse în Parlament codurilor de procedură penală și am stat și aseară de vorbă cu foarte mulți oameni. I-am intervievat pe câțiva dintre ei și astăzi. Spun că nu mai au foarte multă încredere în politicieni și de altfel i-am și auzit strigând aici împotriva liderului PSD, a parlamentarilor, i-am auzit strigând și aseară și acum împotriva Curții Constituționale, pentru că o altă nemulțumire a lor este decizia recentă a Curții Constituționale în privința Laurei Codruța-Kövesi. Cred că i-auziți foarte bine și acum strigă în continuare demisia, demisia. Protestul din Piața Victoriei, dar și din celelalte orașe din țară, poate fi urmărit și live pe pagina noastră de Facebook, Digi FM Radio. Schimbăm acum subiectul. Sistemul electronic care validează rețetele eliberate de medici nu funcționează de două zile. Medicii spun că dacă trec 72 de ore și nu le introduc în sistem, serviciile medicale nu vor mai putea fi decontate de Casa Națională de Sănătate. Sunt afectați medicii de familie cărora le-au expirat certificatele digitale. Casa de Sănătate ar trebui să le reînnoiască, lucru care nu s-a întâmplat până acum. CNAS dă asigurări că președintele casei va emite un ordin prin care rețetele să poată fi validate date până la sfârșitul lunii. A vorbit o mamă, dar să nu uităm că în această viață, seară de seară, vine alături de noi un mare om, are 101 de ani. Merită aplauzele voastre, domnușor! Toată lumea în fața lui trebuie să plece, pentru că are demnitate și onoare, ceea ce actualii politicieni nu au onoare și demnitate. Domnușor a demonstrat că are și onoare și demnitate și o inimă de român. Acum, ce ne dorim toți? Dragnea, unde trebuie să ajungă? Nu se aude! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! Penal, care și el trebuie să lângă după Dragnea. Cine este? Tăricianu! Toată lumea! Cine trebuie să fie? Nu se aude! Toți politicienii corupți. Ieri am avut primul condamnat din PSD. Șova, astăzi Dragnea, mâine Tăricianu. Știți, în 89 a fost omor. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Dar acum spunem, azi în București, mâine în toată țara. S-a aflautat toate orașele țării care au ieșit în stradă. Cinstelor, Timișoara! Timișoara! Acum nu mai are forță, Iașu!
Moldova se trezește. Moldoveni au început să-și dea seama cine este de fapt PSD-ul. PSD-ul nu este altcineva decât fostul PSD, fostul PCR. Atât a fi cât un criminal ca Ion Ionescu. Este președinte de onoare acestui partid, Cernezoli. Asta înseamnă, dacă nu trebuie să strigăm, pensește, ciupă roșie!
Constituția este aplicată arbitrar și să spună că noi nu respectăm Constituția, fiindcă cerem demisia lui Dragnea. De aceea, tare, într-o singură voce, pentru doamna Dăncilă, trebuie să-i cerem acum, suntem peste 20.000 de oameni aici. Să-i cerem tot demisia! 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 Am auzit un alt cântec cel mișto,
putem să le exersăm împreună. Liviu Dragnea, îți dorim, tot neamu, să te duci la pușcărie, tu și Tăricianu. Liviu Dragnea, îți dorim, tot neamu, să te duci la pușcărie, tu și Tăricianu. Liviu Dragnea, îți dorim, tot neamu, să te duci la pușcărie, tu și Tăricianu. Liviu Dragnea, îți dorim, tot neamu, să te duci la pușcărie, tu și Tăricianu. Și acum, dacă tot avem de sărbătorit în această piață o condamnare, haide să cântăm împreună. Mai tare să s-a urmat până la casa mea!
partidul PSD va pica din cauza rezistenței noastre. Deci, toată piața rezistă, nu cedă, rezistă, nu cedă, rezistă. Este ora 21, sunt Mihaela Gioga și vă prezint o ediție specială a știrilor DGFM. Premierul Viorica Dăncilă a lansat un atac dur împotriva justiției la 2 ore de la condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Dăncilă susține că decizia Înaltei Curți arată că modul în care se aplică legea în România este arbitrar și a avertizat pe liderii opoziției care îi cer demisia lui Liviu Dragnea înainte de decizia finală a instanței că încalcă grav Constituția, directivele Uniunii Europene și standardele Comisiei de la Veneția privind prezumția de nevinovăție. Șeful PSD a fost condamnat pentru o faptă prevăzută de un articol care trebuie modificat în urma unei decizii a CCR, mai spune comunicatul executivului. Cred cu tărie în nevinovăția președintelui PSD și l-asigur de toată susținerea mea la conducerea partidului și a Camerei Deputaților. Aceasta este singura atitudine corectă, a mai spus Viorica Dăncilă. Ce reacții politice au apărut la decizia de astăzi a Curții Supreme? Anca Suciu face un rezumat. Paul Stănescu, vicepremier în Guvernul României, susține că această condamnare în prima instanță a lui Liviu Dragnea este una politică, nu nedreaptă, și că acesta nu ar trebui să plece din fruntea Camerei Deputaților. Primiți un comunicat de presă din partea liderului PSD Arad, Dorel Căprar, este același social-democrat care ieri făcea scut în jurul lui Liviu Dragnea în Parlament, apărându-l de jurnaliști. Susține astăzi că este alături de președintele de partid Liviu Dragnea și că este convins că urmând toate căile legale posibile de atac a sentinței, i se va face dreptate în final. Liderii opoziției au reacționat în special pe paginile de socializare. Îi cer demisia lui Liviu Dragnea, în special din fruntea Camerei Deputaților. Mulți dintre liderii opoziției au explicat că nu îi interesează ce se întâmplă în PSD, dar îi interesează ce se întâmplă cu funcția care îi acordă puterile celui de-al treilea om în statul român. Victor Ponta a scris pe Facebook la fel că ar trebui să plece din funcția de președinte al
Camerei Deputaților, citez: când ai o funcție publică, sunt lucruri mult mai importante decât cariera personală. Raluca Turcan este lider al deputaților liberale, aceasta a scris mingea ei la PSD. PSD ar trebui să pună România pe primul loc și fostul președinte al României, Traian Băsescu, îi cere lui Liviu Dragnea să plece. Sunt proteste din nou în Piața Victoriei din capitală, nemulțumiți de modificările aduse în Parlament codului de procedură penală. Oamenii au ieșit în stradă pentru a doua zi consecutiv. Sunt peste 3.000 de persoane acolo și sosesc în continuare în grupuri. Protestatarii au primit cu aplauze vestea condamnării la închisoare a președintelui PSD, Liviu Dragnea. În Cluj-Napoca, 1.500 de oameni au pornit în marș, peste 3.000 sunt în stradă și la Sibiu, iar alte câteva sute s-au strâns și în Brașov, Iași sau Timișoara. Din Piața Victoriei din capitală transmite Ioana Ciurlea. S-au adunat peste 3.000 de oameni aici în Piața Victoriei și deja până și semnalul la telefoanele mobile e destul de slab. Polițiștii au blocat traficul autoturismelor pe Bulevardul Chiselev și pe Bulevardul Aviatorilor în partea care duce către Piața Victoriei. Protestatarii au ascultat în piață decizia dată astăzi în dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat și i-am văzut aplaudând și am și stat de vorbă cu câțiva dintre ei, spuneau că niciunul nu se bucură pentru condamnarea unui om, dar aplaudau ceea ce ei numesc independența justiției. Până la această oră, un protest absolut calm, pașnic, nu au fost niciun fel de probleme. Florin Iordache se întâlnește mâine cu membrii Comisiei de la Veneția ca să discute despre legile justiției. Comisia de la Veneția a fost sesizată atât de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei la cererea PNL, cât și de către președintele Klaus Iohannis. Florin Iordache a primit invitație să participe la lucrările de mâine și poimâine, după ce o delegație a Comisiei a fost în România și a stat de vorbă cu toate autoritățile. Președintele Comisiei Speciale susține că invitația vine pentru că membrii Comisiei vor da un raport preliminar pe care să-l discute apoi în sesiunea din octombrie. Florin Iordache este chemat să spună opinia cu privire la acest raport preliminar. Este nepermis ca un prim-ministru să spună că justiția este arbitrară doar fiindcă nu-i convine.
decizia și fiindcă stăpânul ei este acuzat. Deci doamna Dăncilă, demisia! Thank you.
13 și a plecat totul la 13 din poziția de ministru al justiției, iar acum a fost pus șef la Comisia Specială de Modificare a Legilor Justiției. Este un om extrem de periculos și trebuie să-i cere demisia. Numele lui este Florin Iordache.
normal că Andrei Năstase este primarul Chișinăului. Andrei Năstase pro-european. Chișinău și București, două inimi românești. Ajunge. Vă aduc aminte că la Chișinău, în primul tur, au câștigat socialiștii. Și doar fiindcă au fost două tururi, a fost posibil ca pro-europeanul să câștige. De aceea este extrem de importantă reforma codului electoral în sensul liberalizării alegerilor în România. Și de aceea să explicăm toți într-un cor. Două tururi! Două tururi! Dintre cei foarte mulți amendați, am 15 amenzi, dar vreau să remarcați diferența între atitudinea jandarmeriei de ieri și atitudinea jandarmeriei de astăzi. Jandarmeria de ieri, care părea că este din Rusia sau din Turcia, estică, și jandarmeria de astăzi, așa cum ne dorim, europeană, vestică. După cum vedeți, sunt civilizați, noi suntem civilizați, așa vrem să trăim într-un stat democratic european, demn și mândru. Vă mulțumim, jandarmeria, că astăzi s-a comportat normal. De asemenea, ieri, Sandra Distruder, o prietenă de-a noastră, unică, activist civic, a primit spray în ochi de la un jandarm. Rugăm ca jandarmeria să individueze acel jandarm și să-l sancționeze, fiindcă este incalificabil să facă așa ceva. Și după incidentele de ieri, trebuie să strigăm sus și tare demisia lui Cucoș și a lui Carmen Dan. Jos, Carmen Dan! Jos, Carmen Dan! Jos, Carmen Dan! Fără penale în funcții publice. Avem
avem în stânga în acel colț și în dreapta în acel colț oameni care, și lângă mașină, oameni care țin fixurile sus, merge și semnați pentru fără penal în funcții publice. Este extrem de important să nu mai avem oameni cu condamnare penală în funcții publice. Fără penal! Fără penal! Dacă cumva poate simbolul acestor proteste, domnul Mihai Șora, de 101 ani, este între noi, îl invităm să ne spună câteva cuvinte, să ne dea curaj și mai mult și să ne inspire. Șora! 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 Domnul Șora! Dacă sunteți printre noi, cum ați fost întotdeauna, vă rugăm să veniți să ne spuneți din lupta dumneavoastră împotriva comuniștilor.
V-am regăsit la o ediție specială a știrilor Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Premierul Viorica Dăncilă a lansat un atac dur împotriva justiției la 2 ore de la condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Dăncilă susține că decizia în altei curți arată că modul în care se aplică legea în România este arbitrar și i-a avertizat pe liderii opoziției care îi cer demisia lui Dragnea înainte de decizia finală a instanței că încalcă grav Constituția și standardele Comisiei de la Veneția privind prezumția de nevinovăție. Șeful PSD a fost condamnat pentru o faptă prevăzută de un articol care trebuie modificat în urma unei decizii a CCR, mai spune comunicatul executivului. Cred cu tărie în nevinovăția președintelui PSD și la sigur de toată susținerea mea la conducerea partidului și a Camerei Deputaților. Aceasta este singura atitudine corectă, a mai spus Viorica Dăncilă. Despre reacțiile politicienilor ne vorbește Cătălin Nunu. Sentința este o decizie politică, spun mai mulți lideri PSD, între care și vicepremierul Paul Stănescu, iar ministrul de interne Carmen Dan face apel la unitate în partid. Partidul Social-Democrat va rezista tuturor presiunilor. Rămânem cu toată convingerea alături de președintele Liviu Dragnea, spune Carmen Dan. Iar Ecaterina Andronescu vorbește despre nevoia de liniște în partid, convinsă că Dragnea va lua cea mai bună decizie. Călin Popescu-Tăriceanu a subliniat că Liviu Dragnea se bucură în continuare de prezumția de nevinovăție, valabilă până la momentul unei decizii definitive a instanței. El le-a transmis românilor care au manifestat în Piața Victoriei în 9 iunie că ALDE și PSD vor continua să promoveze reformele necesare pentru asigurarea reformării justiției și stoparea influenței nocive a statului paralel. De cealaltă parte, USR spune că justiția a dovedit că nu cedează presiunilor politice. Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat la rândul său și spune că al treilea om în stat trebuie să demisioneze. Dacian Cioloș a transmis și el pe pagina sa de Facebook că șeful Camerei Deputaților trebuie să renunțe la orice pârghie de putere. Decizia magistraților anulează în plus suspendarea condamnării din dosarul referendumului, iar pedeapsa va fi una cu executare. Hotărârea de astăzi vine după numai puțin de 3 amânări. Laura Ștefan, expertă anticorupție, ne-a explicat de ce au fost importante amânările magistraților. A fost o decizie la care s-a ajuns cu greu. Vedeți că au existat atâtea amânări în acest dosar. Astăzi vedem de ce. Aproape cu privire la toate persoanele din dosar, judecătorii au avut opinii diferite. Inclusiv în ceea ce îl privește pe domnul Dragnea, unul dintre judecători a fost de părere că soluția corectă ar fi fost o achitare. Deci în astfel de dosare, sigur că înțelegem poate acum mai bine de ce se dau aceste amânări, judecătorii încercând să ajungă la o soluție comună atunci când acest lucru este posibil, ceea ce n-a fost cazul în acest dosar. Nemulțumiți de modificările aduse în Parlament codului de procedură penală, oamenii au ieșit în stradă pentru a doua zi consecutiv. Sunt peste 3.000 de protestatari în Piața Victoriei din capitală și sosesc în continuare în grupuri. Oamenii au primit cu aplauze vestea condamnării la închisoare a președintelui PSD Liviu Dragnea. Și în Cluj-Napoca și la Sibiu, circa 3.000 de oameni protestează în stradă, iar alte câteva sute s-au strâns în Brașov, Iași sau Timișoara. Din Piața Victoriei transmite Ioana Ciurlea. S-au adunat peste 3.000 de oameni aici în Piața Victoriei și deja până și semnalul la telefoanele mobile e destul de slab. Polițiștii au blocat traficul autoturismelor pe Bulevardul Chiselev și pe Bulevardul Aviatorilor, în partea care duce către Piața Victoriei. Protestatarii au ascultat în piață decizia dată astăzi în dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat și i-am văzut aplaudând și am și stat de vorbă cu câțiva dintre ei. Spuneau că niciunul nu se bucură pentru condamnarea unui om, dar aplaudau ceea ce ei numesc independența justiției. Până la această oră, un protest absolut calm, pașnic, nu au fost niciun fel de probleme. În fiecare seară stau în fața partidului PSD. Cinste lor! Trebuie să le spunem România!
acum să aplaudăm Bucureștiul, capitala țării, care a fost și care este fortaleza împotriva corupției și a partidului PSD. Noi nu vom ceda, noi vom ceda. Cedăm! Nu cedă! Nu cedă! Nu cedă! Nu cedă! Lumina noastră și de pe mare.
că facem parte din cea mai frumoasă construcție, cea mai liberă construcție a planetei, Uniunea Europeană. În această Uniune nu a mai fost război de la existența ei. Trăim în cel mai pașnic mediu, suntem binecuvântați cu Uniunea Europeană. De când am intrat în Uniunea Europeană, produsul intern brut al României s-a dublat. Ne-am conectat la valorile europene, am putut să călătorim liber, am putut să studiem și cazul meu în străinătate. Este foarte important să ne apărăm acest drept de a rămâne în Uniunea Europeană, pe care acești mafioși de la guvernare încearcă să-l ia, ne depărtează de valorile europene. Iar România va rămâne pentru totdeauna în Uniunea Europeană și va deveni stat refondator al Uniunii Europeane.
Armena Civil. Vă rog din suflet, suntem mulți, să arătăm că suntem și civilizați, să nu lăsăm gunoi în jurul nostru, să ne aruncăm bucuri de țigară. Dacă aveți nevoie de straj de gunoi, îi avem aici. Haideți să arătăm că suntem altfel și că vrem o altfel de Românie. Și fiindcă suntem un popor care avem simțul umorului și știm să facem haz de necaz, avem o altă știre de ultimă oră. Pe aeroport, doi PSD se chinuie să arunce un geamantan imens în cala avionului de Brazilia. Aș vrea să-i mulțumesc din suflet celuilalt vorbitor, Marian Ceaușescu. Marian a fost torturat în timpul mineriadei. Marian a fost cel care a făcut și gaura în stea în 89, a fost împușcat. Vorbește, are dificultatea asta de vorbire din cauza bătăilor care le-a primit, pe care le-a primit. De asta cred că este foarte important să ne respectăm înaintea și să ne respectăm oamenii care au luptat pentru țara asta, poate că noi încă n-am fost nici. Și un mare, multe aplauze pentru Golani lui Iliescu, pe numea, cum îi numea. De asemenea, cinstelor, cinstelor, cinstelor eroilor! De asemenea, dacă tot vorbim de istorie, să nu uităm că în 1945 aveam un rege care a plecat dintre noi acum un an. Un exemplu de moralitate, un exemplu de demnitate, un exemplu de leadership incredibil, regele Mihai. Și regele Mihai a fost scos, a fost conit din țară, a fost obligat să semneze un decret sub amenințarea că vor fi uciși nu știu câți studenți. 1000 de studenți. Trăim același moment, istoria se repetă într-un alt fel. Avem o curte constituțională a României politizată, care este compromisă, care obligă primul om în stat, omul democratic ales de peste 6 milioane de români, să semneze ceva împotriva conștiinței sale. Din acest motiv, trebuie să ne arătăm susținerea față de președintele Iohannis. Iohannis! Acum câteva săptămâni, o lună, două, nu mai țin de exact, la sediul PSD, Dendi dădea mici și făcea grătare, iar în același timp, un mare revoluționar, o mare revoluționară pleca dintre noi. Se numea Doina Zbornea. Să-i aducem un om în omagiu și să o aplaudăm. Toată forța! Ole! Ole!
Să nu uităm lecțiile istoriei, să nu uităm de pașoptiști care, deși au avut o revoluție eșuată, au pus bazele României moderne. Să nu uităm că la fel cu 89 s-a făcut o revoluție, dar a fost confiscată. Acum este momentul să consfințim această revoluție și să trăim cu adevărat în libertate și în valorile europene. Să nu uităm de înaintașii noștri, să nu uităm de regele Mihai, care a spus nimic pentru mine, totul pentru țară. Să nu uităm de mesajul prăfieților și a lui Băcescu. Ce nu este prin noi, nu este pentru noi. Deschiparea stă în fiecare dintre noi și este foarte important să ne implicăm într-un ONG, într-un partid, oriunde, dar să ne implicăm. Uniți, salvăm toată România! Uniți, salvăm toată România! Ascultați știrile Digi FM, este ora 22, sunt Cătălin Nunu. Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare plus interzicerea unor drepturi pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Deciziile nu sunt definitive și pot fi contestate la completul de 5 judecători de la Curtea Supremă. Șeful PSD a fost achitat pentru acuzațiile de fals intelectual. Procurorii îl acuză că pe vremea când era președintele Consiliului Județean Teleorman ar fi aranjat să fie angajate la protecția socială două membre PSD, care nu au trecut însă niciodată pe la acel serviciu. Lideri social-democrați au convocat pentru mâine o ședință a Comitetului Executiv. Între timp, atât opoziția cât și puterea reacționează după decizia instanței. Sentința este o decizie politică, spun mai mulți lideri social-democrați, între care și vicepremierul Paul Stănescu, iar ministrul de interne Carmen Dan face apel la unitate în partid. Partidul Social-Democrat va rezista tuturor presiunilor. Rămânem cu toată convingerea alături de președintele Liviu Dragnea, spune Carmen Dan. Iar Ecaterina Andronescu vorbește despre nevoia de liniște în partid, convinsă că Dragnea va lua cea mai bună decizie. De cealaltă parte, opoziția spune că justiția a dovedit că nu cedează presiunilor politice. Îl ascultăm pe Dan Barna și pe Dumitru Buzatu de la PSD Vaslui. Nu e șeful meu, Liviu Dragnea este președintele Partidului Social Democrat, este coordonator al activității. Justiția este independentă dacă îl condamnă pe Liviu Dragnea. Îi invit pe toți cei care cred că se va instala de gringo golată în PSD, să fie sigur că nu se va întâmpla lucrul acesta. Nu e ușor să primești o asemenea lovitură. Justiția, domnule Buzatu, funcționează și este independentă atunci când poate să judece pe probe și pe actele din dosar și nu pe presiunile politice care timp de un an și jumătate au fost puse asupra judecătorilor și procurorilor. Și este de fapt un mesaj că România respiră și că România este mai mult decât interesul individual al unui infractor. Ministrul Afacerilor Interne vrea ca efective de poliție să fie suplimentare de jandarmerie și polițiști de frontieră la adunările publice spontane sau neavizate. Carmen Dan a propus spre dezbatere publică modificarea unui ordin din anul 2010. Proiectul prevede ca DGIPI să asigure datele și informațiile operative și, în plus, permite folosirea animalelor de serviciu în menținerea ordinii și siguranței. Curtea de Apel Chișinău a confirmat invalidarea alegerilor pentru funcția de primar al capitalei Republicii Moldova, câștigată de unul din liderii opoziției pro-europene Andrei Năstase. Recursul la sentința pronunțată marți pe motiv că ambii candidați au provocat agitație electorală, chemând în ziua votului alegători la urne, a venit la capătul mai multor ore de dezbateri și a fost primită cu îngrijorare atât de ambasada Statelor Unite de la Chișinău, cât și de misiunile statelor europene. Primarul ales a anunțat că va contesta decizia la Curtea Supremă și a chemat la proteste de stradă. Acestea de altfel au început încă de ieri. Corupția creează analfabeti funcționali, fiindcă nu investim în educație.
haideți împreună să continuăm această luptă până la capăt și să strigăm încă o dată puternic, uniți, salvăm toată România! Să știi.